am aflat din presă cu nespusă durere despre încetarea din viață a maestății sale regelui Mihai. Ultimul descendent al familiei regale de Sigmaringen de Hohenzollern, instaurat la 10 mai 1866. Anul trecut, în 2016, s-au împlinit 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României, care a început cu promulgarea primii Constituții Românești din 1866 și instaurarea statului român modern. Familia regală a avut un beneficiu pentru întreaga națiune, pentru că de numele familiei regale se leagă marele realizări, lăsând deoparte ce am amintit mai înainte, Constituția, prima Constituție românească, apoi obținerea independenței de stat, realizarea statului național unitar român și evoluția rapidă a dezvoltării economico-sociale a României. Regele Mihai a fost fiul, rezultat în urma căsătoriei dintre Carol al II-lea, fiul regelui, primul fiu născut al regelui Mihai din cei șase, și a Elenei, principesă de Grecia și de Danimarca. Regele Mihai născut în 1921 și care a avut două domnii, 1927-1930, deci la 6 până la 10 ani, în urma renunțării la domnie de către tatăl său, Carol al II-lea, și a doua domnie, 1940-1947. A domnit în perioade nu grele, foarte grele pentru România, deși prima domnie nu poate fi socotită o domnie, pentru că un copil la 6 ani a condus cu ajutorul unui consiliu de regență. Este vorba de Patriarhul Miron Cristea, e vorba de Gheorghe Buzdugan, președinte în alte curți de casație și justiție, și principele Nicolae, deci unchiul său. În această conjunctură, în 1940, începutul celei de-a doua domnii, când în urma abdicării tatălui său, Carol al II-lea, este la vârsta de 19 ani, ajunge rege al României, a unei românii ciuntite, în urma acelor triste evenimente din vara anului 1940. Iunie 1940, Basarabia și Nordul Bucovina, luarea acestor teritorii românești către URSS, apoi cade la terul în august 1940, 16 august și la 30 august dictatul de la Viena, prin care, deci nord-vestul Transilvaniei a fost luat de către Ungaria, aliata lui Hitler în acel moment. După 1940, când începe să conducă, neavând vârsta majoratului, deci fiind la o vârstă când, conform Constituției din 1921, care spunea că o persoană este majoră de la vârsta de 21 de ani și, deși era rege al României, adevăratul șef al statului, era mareșal, generalul Ioan Antonescu. Marile decizii erau atât de către acesta. Din acest punct de vedere, trebuie să mai amintim și alte aspecte. România a fost angajată la acel război, un război foarte greu, îndelungat, dar nu avea ce face, au fost deciziile vremii precumpănitoare și în această situație războiul se încheie în 45, dar încă din 44 venise în țară trupele sovietice care au ocupat România.
a ocupat România și în care, apoi din 6 martie 45, când a fost instaurat guvernul dr. Petru Groza, începe perioada de instaurare treptat sau de precomunizare, cum se numește în termeni istorici, de pregătirea terenului pentru instaurarea regimului comunist, în care regele Mihai s-a aflat în fața unor mari, foarte mari încercări și dificultăți, și nu numai el, ci și întreg poporul român. Prin faptul că odată a ajuns la putere, prin instaurarea acelui guvern, dr. Petru Groză, din 6 martie 45, au început presiunile pentru pregătirea acestui teren de precomunizare. Regele Mihai intră în grevă, greva regală, renumita grevă regală, și a însemnat această grevă refuzul maestății sale de a semna orice act instituțional elaborat de către Parlamentul României și de a fi pus în vigoare. De acest cauză putem să acuzăm și marile puteri, pentru că, în special, aliații URSS-ului fiind Statele Unite și Marea Britanie, care au încurajat Rusia și URSS-ul, scuzați, și care au acceptat acea învoială pe care Stalin le-a impus-o. Niciuna din țările este europene sau fostele aliate ale Germaniei nu au suferit o umilință mai mare ca România. 90% din resursele României reveneau URSS-ul și 10% aliaților. Deci România era lăsată la latitudinea URSS-ului și degeaba bunicii noștri așteptau să vină americanii, să vină englezii, și au venit cu totul alții, au venit rușii. Și a început regimul de precomunizare. Degeaba regele a intrat în grevă, pentru că rușii au promis americanilor și englezilor că vor organiza alegeri democratice. Într-adevăr, au fost. Regele a renunțat la greva regală, apoi în 46, în noiembrie, au avut loc alegerile, așa zice, democratice, în care Partidul Comunist, un partid anonim, obține 75% din voturi. Era o aberație, era clar o falsificare masivă a voturilor populației. Niciun partid, nici liberalii nu obținuseră în perioada interberică, cu toate realizările lor, mai mult de 33-35% din voturi. Nu reușiseră să obțină 40%, cât era prima parlamentară. Și un partid de bine și din ilegalitate ca PCR-ul, în 1946, obține 75% din voturi. De aceea, regele continuă apoi, regele este pus în fața unor alte evenimente, arestarea liderilor partidelor politice, mă refer la un Iuliu Maniu, mă refer la Gheorghe Brăteanu, la țărăniști și liberali, mă refer la arestarea altor lideri de partide politice, și în felul acesta i s-a dat ultima sentință la 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost forțat să abdice. Rămas au obligat să plece din țară. Rămas numai cu titlu. Este obligat, am uitat să amintesc, faptul că în acea cerere de acea abdicare, acel document pe care a fost pus să îl semneze și publicității populației, se vede clar că regele Mihai nu a dorit să abdice, ci a fost forțat. Comuniștii și trupele sovietice, care înconjuraseră Palatul Regal în momentul când trebuia să semneze documentul, l-au amenințat că dacă nu semnează documentul de abdicare, vor executa cei 1000 de studenți care fuseseră arestați în urma unui marș de susținere a monarhiei de către studenții din București. Acestea au fost câteva
gânduri, plecat din țară în decembrie 1947, deci monarh, rege, fără țară, ajunge în Elveția, a locuit o perioadă la vila mamei sale, fosta regină Elena, la vila Sparta, unde era, spuneam, vila, iar în 1949 se mută în Anglia. După 1956 s-a întors în Elveția, la Versoa, un mic oraș de pe malul lacului Leman, la câțiva kilometri de Geneva. A fost ca să-și întrețină familia, s-a făcut o perioadă, a fost fermier, apoi s-a angajat ca pilot la o companie aeronautică și acolo și-a întreținut, și-a crescut cele cinci fiice. Revenit în țară, foarte greu, după 1997, când a fost acceptat de noul regim care se instaurase după abdicarea regimului comunist, a încercat să își reintre în drepturi. S-au constituit numeroase societăți promonarhice care susțineau revenirea în țară a regelui Mihai și instaurarea regimului monarhic. În această situație, cel care a susținut fervent imediat după 1990, în ianuarie 90, a fost reghetatul Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc după 1990. În acțiunile pe care le-a întreprins atât partidul nou înființat, reînființat mai corect, de către Corneliu Coposu, au aderat și alte partide și în această situație avea după 1997 și se permite reîntoarcerea în țară. În parte, după anul 2000, îi se restituie o parte din bunurile pe care le-a avut familia regală în România și regele Mihai își reorganizează o mică casă regală, dar fără dreptul de a conduce în țară. În ceea ce a făcut pentru România, modul cum a fost privit de majoritatea populației, putem spune prin gândurile a două mari personalități, istoricul și academicianul Dan Berinbei, care spune așa că despre regele Mihai nu se poate vorbi decât ca un model de echilibru și de frumos comportament al unui român adevărat. Regele Mihai a fost o personalitate care merită toate elogiile pentru echilibrul său de a fi, într-adevăr, cârmuitorul unei țări întregi. A fost un model de loialitate, curaj, demnitate și generozitate pentru toți români. Alte personalități care au avut o poziție frumoasă vis-a-vis de persoana monarhului României, este vorba de primul ministru de acum al României, care domnul Tudose, la fel despre președintele Senatului, domnul Tăricianu, dar cele mai frumoase cuvinte de elogii le au majoritatea românilor, care știm cu toții că regele Mihai a fost un simbol și familia regală va continua să constituie un simbol pentru acea evoluție frumoasă pe care a avut-o țara noastră de la 1866 încoace. Legăturile casei regale cu Romanu. Mai pus în dificultate. Despre maestatea sa, Carol I, am ce spune. Despre regele Ferdinand, am ce spune, că au fost la Roman. Despre
Regina mamă. Al doilea, la fel, dar despre regele Mihai nu am informații. Aș comite o eroare să vorbesc despre ceea ce nu am cunoștință. E. Și de aceea a iubit întreaga țară și a vorbit frumos despre toate localitățile din România. Niciodată și spunea, și de câte ori pleca, se întorcea mereu în România. Faptul că era legat și familia regală, fie de Moldova, fie de Ardeal, și unde au fost în țară, cum se cheamă, zona mănăstirilor, era îndrăgostit de acest lucru. Și, ca să vedem acum și principesa moștenitoare, urmează și vizitează mai toate obiectivele mănăstirești din România, urmând tradițiile. Ca să fac o paranteză. În ce sens? Pentru că spunea în Constituția din 1866, prin străin rudit cu mare dinastie europene, ai că urma să fie crescut în religia majoritară a țării, adică religia ortodoxă. Regele Mihai, adică și fiicele sale, mă refer mai ales la principesa Margareta, a vizitat tot ce a fost creație a religiei majoritare în România. La Roma nu există vreo organizație promonarhistă? Da, este. Președinta este doamna Elena Pal. Acum a fost înființată acum 7 ani la inițiativa părintului Maximilian, părintului franciscan, părintele Maximilian Pal. Și sora părintelui, vicepreședinta filialei locale a organizației promonahice din România, este economistă la Spitalul Municipal Roman. A participat la toate acțiunile organizației. Am încăderea fondare, am fost și eu membru fondator, deci am adeziune la această organizație și sunt mândru că pot contribui la susținerea reinstaurării regimului monarhic în România. Mai există o doză de optimism în această privință? Că niciodată nu s-a organizat un referendum. Păi, tocmai aici nici nu s-a dorit, pentru că e vorba de partidele politice. Gândiți-vă la un aspect. După 1990, în România, au în virtutea fiecare să-și creeze partid și dacă vă aduceți bine aminte, doamna Flora, 86 de partide politice au fost. 86. Și în Roma se înființaseră câteva partide. Nu cele tradiționale. Alte partide, fiecare ce trăsnea. Aceste partide și disputa dintre aceste partide a fost folosită de partidele de stânga pentru a putea să le absorbă, evitându-se reinstaurarea monarhiei. România este republică, deci nu mai poate fi restaurată monarhia și se lua totdeauna, de exemplu, Franța. Franța este republică de la 1871 și este țară democratică și avem un exemplu. Acesta era formula magică pe care o utilizau forțele de stânga. Deși s-a încercat, dar nu s-au dorit organizarea unui referendum în care populația să spună clar